Cristi Romanescu și-a anunțat azi colegii de partid, dar și pe cei din Consiliul Județean, că renunță la funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău. Liberalul susține că astfel dorește să pună capăt speculațiilor privitoare la obediența PNL față de PSD Buzău. Înțeleg că ați demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău? Da. Ce v-a determinat să luați decizia aceasta? Faptul că au tot fost făcute speculații în ultima perioadă, vis-a-vis de faptul că aș fi dat mâna cu cei de la PSD și ei, consilierii PSD, mă mențin în funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean și aș fi pactizat cu acest partid, tocmai ca să elimin și această speculație, care este o speculație. Imediat mi-am înaintat demisia. Eu personal și colegii mei și vechi liberal și absolut, dar eu în primul rând, dorim practic să eliminăm absolut orice ca să fuzionăm cât mai repede și să devenim un partid cât mai puternic. Dacă ăsta era impedimentul pentru care câțiva colegi de-ai noștri nu participau la ședințe sau nu veneau și nu, în sfârșit, nu achiesau la ceea ce doream noi și proiectul care îl doream pentru noul PNL, fără niciun fel de problemă mi-am înaintat demisia, tocmai ca să înlăturăm orice fel de obstacol din această fuziune. Copreședinte al Organizației Județene a PNL, Cristi Romanescu, susține că decizia a luat-o în urma discuțiilor tensionate purtate aseară la Buzău cu secretarul general al PNL, Marian Petrache. S-a discutat și ieri la această ședință, bineînțeles că s-a discutat posibilitatea de a da demisia fără niciun fel de... Nu e prima dată, s-a discutat și altă dată această posibilitate. Colegii și-au exprimat punctul de vedere. Eu am fost dispus de multă vreme să fac acest pas, văzând că lucrurile trenează și nu prea fuzionăm așa cum ar trebui și nu prea lucrăm ca o echipă. La Buzău, mă refer, cele două partide nu se întâmplă să lucreze ca o singură echipă. Eu de-aia am spus, mi-am exprimat această dorință mai de mult. Dar acum probabil că a venit timpul să o și fac și am făcut-o cu cea mai mare viteză și cea mai mare drag, tocmai ca să arătăm că ne dorim această construcție politică. De-a lungul timpului, deputatul Cezar Preda a acuzat în conferințele de presă că Romanescu a fost susținut în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean de PSD. Romanescu va rămâne consilier județean și susține că de acum se va ocupa mai atent de partid pentru a pregăti alegerile locale de anul viitor.